O tânără de numai 32 de ani și-a pierdut viața într-un grav accident de circulație produs la Meriș. Femeia se afla alături de soțul său într-o căruță pe drumul național 67, când atelajul a fost izbit din spate de un autoturism. Cei doi soți au fost pur și simplu spulberați, iar în urma impactului cu solul, femeia a suferit leziuni incompatibile cu viața. Medicii au încercat să o resusciteze, dar totul a fost zadarnic. Bărbatul a fost și el rănit și a ajuns ulterior la spital după ce, inițial, refuzase îngrijorat de soarta celor 4 copii pe care îi avea acasă. Accidentul s-a produs pe drumul național 67 în satul Meriș, în apropiere de orașul Motru. Cei doi soți se întorceau dintr-o localitate vecină și îi prinsese noaptea pe drum, deși atelajul nu era semnalizat corespunzător. Șoseaua era iluminată, dar vizibilitatea era redusă din cauza ploii, iar șoferul care circula în aceeași direcție nu i-a observat. A intrat în plin în ei din spate. Căruța s-a rupt în două, iar cei doi au fost aruncați în afara carosabilului. Bărbatul a suferit leziuni ușoare, dar soția s-a murit pe loc din cauza traumatismelor deosebit de grave. A dat în căruță și venit din partea dinspre Valea Mănăstirii și aici și-a dat mașina. Ia uite mașina acolo. Ce se face? Cine a decedat? Ci că femeia din salvare. Unde era femeia? În căruță era. De acolo se zbătuie și o desfăcui eu de la căruță și o legat de pom de asta. Și persoana din căruță? Una era mașină, cea care era moarte, nu știu, nouă zi. Dar băiatul ăla se cânta pe ea. Îi lovi din spate mașina? Din spate, luăm plin. Roții din spate sunt sub mașină. În seara de 20-11-2022, pe drumul național 67, în localitatea Meriș, județul Mehedinți, a avut loc un accident rutier în care a fost implicată o căruță și un autoturism. În urma accidentului rutier a rezultat decesul unei persoane de sex feminin. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a modului de producere al accidentului. O ambulanță a ajuns la locul accidentului. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, dar tânăra nu a mai putut fi salvată. Cei doi soți aveau acasă 4 copii. Ea are 2 copii din prima căsnicie, unul cu el din a doua căsnicie și el mai are unul din prima căsnicie. 4 copii. 37 de ani. Și seara asta ce făcură? Nu, abar n-am, că nu știu, că eu locuiesc în altă parte. Da. Da. Auzi prin telefon, că în restul nu știam absolut nimic. A avut loc un accident în localitatea Meriș, între un autoturism și o căruță. S-a deplasat la fața locului un echipaj medical tip B2, Motru, dar și un echipaj medical tip C, Turnul Severin. La fața locului a fost găsit o tânără. Aceasta prezenta traumatism craniu-cerebral și o toragie bilaterală. S-au început manevrele de resuscitare de către echipajul medical tip 2 Motru, timp de 45 de minute, dar din nefericire leziunile au fost incompatibile cu viața. Șoferul de 34 de ani a fost testat, dar nu consumase băuturi alcoolice. El se va alege cu dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetat penal va fi și căruțașul, deoarece atelajul nu era semnalizat corespunzător.